Astăzi asistăm la ultima cursă de troll pe care o vom face în viața noastră. Din păcate sau din fericire, Coștini, sper că ești pregătit să ții ultimul tău DNF. Am început, m-am dus și pașpa. Hai că stau liniștit. Vă sper că ați dat și voi un lighean, pentru că deja suntem trollați în următoarea secundă. Nu știm să luăm primul checkpoint sau știm? Stai așa. Ba da, mă, știm să luăm primul checkpoint. Bă, nu, tot nu merge. Mamă, ce troli deja, nu pot să cred. Băi, romanace. Ia, s-o lua repede după mine. El a crezut că eu n-am încercat pe acolo, mă. Așa ai crezut, este? Nu pot să cred că merge pe acolo, eu am crezut că fixim. Cum te-ai lovit de perete? Ce planetin, mamă, frate, dar asta e bătaie și de bagiocură. Și mă, asta, mă, frate meleu. Asta e bătaie de bagiocură, zic da, eu. Da, deci pentru cine se întreabă, chiar neironic și fără glumă, e posibil să fie ultima hartă de troll pe care o jucăm vreodată în viața noastră de câini. Bă, m-am blocat în peretele ăsta, nu mai pot să fac nimic, sincer. Stai că am ieșit. A, gata, am ieșit și eu. Nu merge nici pe acolo, că am văzut peretele. Nu-i pe da, acolo. Da, l-am văzut și eu, dar am crezut. Cred că trebuie să și dăm cumva o colu pe aici sau o ceva. O colu pământului în 700 de zile. Stai așa, dar nu cred că avem pe aici nicăieri în drum. Mamă, frate, acum știu cum te simți, că m-am blocat și eu. Ai trecut? Nu, n-am trecut, dar vezi că... Acum mi-am dat seama că ATV-ul ăsta merge și pe usca, dar nu cred că putem ajunge nicăieri pe usca, sincer. Ah, ba da, cum să nu? Da, pentru cine se întreabă de ce e ultimul episod, e bine, nu știu de ce este ultimul episod, bă. Pentru că o să te lași de YouTube. Nu ne lăsăm de YouTube, tocmai că vreau să postăm clipuri mai tard decât ăsta. Bă, s-a blocat. Permanent, pe viață. Mamă, frate. What is this? De ce se blochează? Bă, dar gata. E așa grea harta asta. Stai mă cu fac, stai cu fac păi acum. Nu poți mă să te întorci cu ăsta, de aia te blochezi. Da, 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 stai un pic, stai cu întorc acum și fii antenă, ce fac? Deci am luat și noi un checkpoint până acum, cred că așa ai? Oare ce facem, mă, paletine? Fii antenă. Date! A, bă, sigur așa merge. Eu speram, acum... Da, mă, tot să mai merge așa. Mă, dar greu întoarce pe loc este asta. Romanacio. N-am prea avut până acum baftă de parkour troll pe apă, sincer. Uite, nu prea dă cu spatele. Bă, dar asta e cea mai mare bătaie de joc, bă. Fii antenă, că aici, în capătul ăsta ar trebui să fie. Hai că, ba nu merge. M-am blocat complet, alu, ajutor. Dar nu-i problema mea, mă, ce faci. Doamne, mă, îmi stă pe creier, deja nu mai pot. Să meargă cumva așa ceva, mă. Mă, dar nu merge nimic, orice crezi tu. Nu merge, nu pot să cred. E altă schemă la rămânem mijloc, blocați pe viață. Ia că ce că și-o da cu știne seama. Ce ți-ai dat, mă, seama? Mi-am dat seama. Ia, ce? Nu vini la mine. Da, mă, să văd despre ce nu vorbim. Nu vini, mă, la mine, mă. Vino pe aici. Aolo, stai că vin pe acolo dacă e. S-a blocat în perete nebunia asta. Bine că s-a blocat, gata, acum nu o să mă vadă pe unde merg. Ok. Nu o să mă vadă. Ce? Ia să vedem. Te-ai dus pe ale tine. Ia. Te-ai dus pe ale tine! Bă, și zici tu, nu pot să cred, o rampă indivizibilă? Bă, ți-am zis că trebuie să mergem pe uscat, oarecum te-ai inspirat din ce ți-am zis eu până la urmă. Acum m-am inspirat, bă, eu am știut harta, bă! Bă, ți-am zis că trebuie să mergem pe uscatul, nu, eu că Batman... Eu am știut harta, bă! Bă, aha. Da, nu știu cum zic, nu pot să cred. Bă, mă, lași, ui cum arată rampa vieții, bă! Da, o să vezi tu după ce urci, că e mai stai, greu liniștit, decât... Stai, liniștit, că aici urcăm fără probleme. Știi că nu trebuia viteză ca să urci, nu? Gen, da, doar ridici roțile, efectiv. Ok, și să înțeleg că nu-i pe aici, lasă-mă să ghicesc. Bă, nu. A, serios? Trebuie să o luăm și mai încoace? A, da, am înțeles să-ți bag. Ia, încape pe aici? Hai mă, ieși de acolo, hai mă, că încape, primul. Uite, vezi, încape. Da, hai mă, bagi? Hai, bagă-te. Bă, chiar încape, what? Ok, nu mă așteptam. Bă, mi-a nu încape. Ce bă, da. Băga peste what is this? Nu pot să cred că și-o da cu știni seama, sincer, nu mă așteptam la asta. Bă, dar tu crezi că eu-s vreun paletin de la Pandarin? Da, mă. Nu pot să cred că chiar a fost bine pe acolo. Bine, mă, cu știri. Deci am 1 la 0 în primul rând. Hai că mergi și tu, da? Dacă e. Bă, nu, 1 la 0 o să fie la sfârșit. Păi de pe E pui și scoți roțile, nu știu cum să te explic. A, eu nu mai pusese roțile, nu a, știu bun, cum bun. Asta. Deci de la un ATV care merge pe apă am ajuns la un skidget care merge pe apă și probabil care și pe uscat. Merge și pe uscat. A, zic. Și avem 18 checkpoint-uri, vezi că n-avem așa de multe. Trebuie să-mi dai 100 de lei, că am găsit prima... Nici prima o dată, nu ai câștigat o dată în viața ta pe niciun episod și nici acum pe ultimul nu câștigi, mă. Bă, nu mai minți. Bă, eu mă duc pe stânga, tu du-te pe dreapta. Am câștigat de 50 de ori. Păi și gen cum... A, ah, ok. Ți-am zis că merge și pe uscat ăsta? Da, păi și eu am zis înaintea ta. Da, m-a zis el. Nu pot să cred că am luat-o bine, uite-te înapoi, pe negru era greșit. Bă, mă, lași. Chiar am ales decizia cea corectă. Bă, okay. Gura. Bă,
Bă, aleu, nu. Trebuie să găsesc eu, mă, locul. Nu pot să cred. Bă, dar se și întoarce greu rău, mă. Stai iar că mai este o grămadă de locuri. Locul, am înțeles. Și pe aici, așa, așa, vino și tu, bun. Am înțeles. Să fie iar... Da. Mamă, mamă, mamă. Nu vrei să te da, și nu-mi place ce se întâmplă. Stai așa. Cred. Mai avem pe aici încă o încercare. Hai să vedem, poate pe aici. Bine, mă, a, chiar o fost, what? Atât de ușor? Ei, pe lea, nu o să zic, am înțeles, am rămas blocat iară. Nu o să zic, bă, dar eu nu ți-am zis, mă, ție. Nu, nu mi-ai ți-ai zis să nu mai vin după tine, să nu văd cum faci. Bă, dar ți-am arătat, bă, frate. Hai, mă, că a fost ușor, ce tot atâta. Doamne, ferește, da, aici, în schimb... zică, bă. Stai că e cu dus întors. Hai, mă, lasă. Mă mir că nu mai încercat și el prin mijloc. Tu nu știi pe unde, bă. Mă, ce-i drept acolo, am văzut că chiar în dreapta am văzut și eu că e ceva, dar nu știu, e vreo rampă. Pământul. Nu-i rampă, nu? Aici am voiam să văd și eu. Ia dă-te, mă, de aici. Hai că plec, te las ia singur. Că chiar nu pot să merg. A. Te las singur, bă. Mă, pe aici chiar era o rampă aici. Da, mă, dar două rampe lipite. Mamă, ăsta poate chiar urcă pe aici. Neironic, ăsta poate chiar urcă pe aici, fie antenă. A, chiar asta a încercat și el. Nu te-am văzut, jur. Bă, deci își bate joc de mine. Doamne, ia mă, poate merge pe aici ceva. Bă, bune, că își bate joc. Pa. Unde mai duci, mă? E, repede vine el după mine, mă. Uite-te și tu cum am blocat. Se pare real ce se întâmplă? Ah, bravo, mulțumesc, te pup. Nu mai poți să ieși de aici. Gata. Te pup. Bun, și aici ar trebui să meargă, sincer. Și eu mă chinuiam, bă, pe acolo, bă. Mamă, cum urcă? Hai că urcă dacă e. Hai, mă, trebuie să te împing eu, serios. Da. Nu pot să cred. Gata, mă, te pup. A mea nu urcă. Dă cu spatele. Îmi pare rău, Pandanine, îmi pare rău. Nu pot să cred. Mamă, asta chiar cred că o trecut că l-am împins eu. Păi dacă bă, mă, lași. Nu urcă. Te pup atunci. Nu pot te să cred. Te pup de la checkpoint, bă. Hai că ai luat checkpoint-ul dacă e. L-am luat, iată-l. Pa, pa. Hai că am urcat și eu, pa, pa, și nu l-ai luat. Sau bă, l-ai luat? Ce? Stai că nici nu înțeleg unde e checkpoint-ul. A, aici, bun. A, what? Hai noroi. Mamă, checkpoint-ul ăsta trebuie să treci efectiv prin el ca să-l iei. Păi cum ar cumva ți-ai imagina că trebuie să treci pe deasupra lui? Nu înțelegem, mă, normal dacă ai fi trecut pe da, lângă mă, da, el ca da, pe lângă mă, alt checkpoint, da. L-ai fi luat. Ca, chiar l-am luat super ok, nu știu ce zici tu acolo. Nu înțelegi ce să explic eu, oricum deci, tu nu vrei din să nou, datorită norocului eu reușit să aibă avans, dar nicio problemă. Datorită norocului, dacă nu ziceam eu pe unde... Stăteai 3 zile. Hai că 3 zile acolo, dacă bă. E. Și eu dacă nu ziceam mai și tu stăteai 7 zile. Ce îmi ziceai tu, mă, că eu am găsit singur? N-ai văzut că am nu plecat nu pot să primul. Cred că ăsta chiar merge pe uscat, neironic. Bă, n-auzi, mă, că-i schince de la de firmă. Doamne, ce-i dă pe uscat, am înțeles. E de la firma GTA. Nu mai dă pe uscat? Lasă-mă să ghicesc, tu ai trecut din prima, bă. El e bun la de-astea, mă. Dar cum altfel aș fi pe cu schigetul pe uscat, am intrat direct în mașina aia abandonată. Da, nu știu ce combinații faci tu, Pandanine, dar eu schigetul pe uscat sunt cam Lamborghini, iaute. Că tu nu poți să realizezi ce noroc ai avut dacă nu vezi despre ce e vorba. Bă, mamă. În loc să zici că nu știi și habar n-ai să te joci, taci, bă, nu mai zici. Mamă, Lamborghini, ia, nu trece. Nu trece, nu mă, nu poți să crezi și nici ăsta nu dă cu spatele, mamă! Asta e, bă, te-ai jucat și tu GTA, da, îmi place, să știi că m-am jucat și eu GTA. Îmi place despre tine, domnule Pandanine. Da, cred că o să-mi iau bătaia rău pe cursa asta. Am rămas blocat la ceva atât de... De fapt, nu chiar atât de simplu. A avut el super mult noroc. Iar rămâne blocat la fel. Să te văd. Cum o trecut, mă, ăsta aici din prima, mă, că n-ai cum. Hai să mă vezi... Azi, pe locul 1? What? Nu pot să cred că n-ai luat niciun checkpoint de atunci. Da, mă, da. Să-l iei vai tu dacă de pot. Capul meu, păi dar n-am zis că e ușor, mi se pare șocant. El să chinia la mașină acolo și... Eu mi-am impresia că schigetul meu nu mai merge, nu știu cum să zic. Da, s-a stricat pe uscat, cred. Eu am rămas pe drum, pe... Doamne, iartă-mă. Cum ai trecut de drumul ăla? Ce drum? Pe gen m-au aruncat cu boost-ul exact pe drum. Nu m-au aruncat în apă. Păi bine, nu? What is this, mamă, și aici iar o să lovesc mașina aia. El nu știe, mă, să se joace GTA, ce vrei să-i faci? Ăsta iartă ce din prima... Ai, că... Ok, ne dăm respawn frumos. Bine, bă, bine, de bă, ce bă, le trece din prima de fiecare dată? Eu până acum, din 3 încercări, doar o dată am trecut aici. Bă, am zis toată istoria mea de GTA-ist că urăsc bărcile în GTA. Deci, nu știu, mi se pare... Dar nu mai vorbi urât despre bărci în nu-mi primul. Nu-mi plac, frate, bărcile de nicio culoare. Nici pe GTA, nici în realitate, nici nicăieri. Bărcile sunt uite, de treabă rău. Uite, te-ai și tu cât ghinion am. Lasă-mă să ghicesc pe tine, te aruncă boost-ul ăla perfect în apă, nu?
Bă, frate, nu mă aruncă perfect în apă, dar trebuie să mai și știi un pic GTA ca aha, să treci. Aha, am înțeles. Pe mine m-a aruncat 2 metri direct pe drum. Trebuie să mai și cunoști jocul, să știi fizicile jocului. Nu, mă, dar n-ai cum să jocului, treci aici, frate. Deci, prim. Mamă, parcă moare. Mamă, mor. Nu muri acum, mă, stai deci, un pic. Prima harta, primul DNF, se poate spune. La ce checkpoint ești? Păi, la penultimul. Hai că penultimul, dacă e... Tu nu-ți poți imagina... Bă, ăsta nu poate să-și dea seama ce noroc are. Dacă se uită la episod, cred că nebunește și el. Bă, n-auzi, mă, că ești papa. Uită-te și tu, nu trece, bă, se tot blochează aici. Deja început să fie problem. Deja? Să fie problem. Serios? Eu sunt aici de atâta timp și tu ai trecut din prima de fiecare dată. Nu, de fiecare dată, de 2 ori am trecut. Doamne, păi de 2 ori, de 2 ori din prima. Nu te-ai lovit deloc, gen. Mamă, frate, ce... Nu, da... Ce big problem nu trece, aici. Bă, schigetul ăsta se buguiește aici. Ok, cred că înțeleg mai bine ce trebuie să fac aici, că altfel n-are înțelege, niciun sens. Înțelege, mă, el. El înțelege, mă. Problema... Bă, acum face curbă singur, doamne. Problema e că trebuie să avem viteză. Frate, dar cum vine, mă, aici? Eu nu înțeleg. Da, mă, așa trebuie făcut aici, dar trebuie să ai viteză mare, rău. El vine cu viteză, mă, el să crede în viteză mania. Da, mă, atât de... Doamne, era ușor aici, nu pot să cred că de ușor era. Bine, bă, băiatule, bă. Hai că i-am dat de cap până la urmă la treaba cu skidgetul. Bine, bă, băiatule, bă. Dacă am târziu, cred că. Am cam pus-o, bă. Iar mă aruncă pe... Bă, eu nu înțeleg, bă. Cum te-a aruncat pe tine în apă? Dar nu-i treaba ta, mă. Zi, mă, serios, cum te-a aruncat în apă? Că pe mine de 2 ori nu m-a aruncat deloc. Dar n-auzi, mă, că nu m-a aruncat în apă direct niciodată. Păi și cum ai făcut? Păi am pur și simplu... Mergi cu skidgetul pe uscat. Cum să te tărași, mă, pe uscat? M-am târât ca un câine! Ieși, mă, de aici, mă! Doamne, ferește, bă, dar n-ar înțelege, bă, niciodată, eu s-o tărât pe uscat, mă! Da, mai ai vreo problemă cu mine că mă târăsc? Ok, uite, și eu mă târăsc pe aici, dar acolo la pod n-ai cum! Ori te aruncă bine, ori nu te aruncă bine! N-ai cum, bă! Nu pot să cred că o să rămân blocat la checkpoint-ul ăsta pe viață! Ia să vedem, pe aici merge? Aha, pe aici o merge? Deci nu pot să cred că toate astea sunt la fel. Nu pot să cred că era să mă arunce greșit, mamă, la limită. Eu încă nu înțeleg unde ai fost tu de nu ai luat checkpoint-ul ăla, asta e șocant. Păi acolo văd un boost, aici? am înțeles. Bă, vai Pandai, de viața. Se cam întâmplă lucruri. Vai de viața mea, am trecut și eu de podul ăla și eu nu știu ce trebuie să fac aici. Mamă. Adică bine, vezi, știu așa ce trebuie să fac, da. Vede cine mai bun la GTA, bă. Dar dacă iau greșit, trebuie să refac iar tot traseul ăsta. Nebunim, bă, 3 zile nebunim. Problema ta. Mamă, frate, e greu bun, aici. Deci să luăm cumva de genul ăsta. Bun. Deci eu nu înțeleg unde sunt aici și trebuie să fac, sincer. Ceva de genul, am sărit bine. Ai sărit, da, ești perfect. Bun. Hai că am sărit bine. Acum? Tot acolo, mă, la checkpoint-ul ăla. A, bravo. Ok, și acum să vezi numai de nu-i țacă iară. Mamă, cum urc? Bă, dar asta chiar merge ca lumea pe uscat. Bă, cum se face? Bun, am luat checkpoint-ul cu ăstea. După 15 ani lumină. Mamă, frate, mamă, hai că-l ajungem încet, încet. Nu m-a ajuns, stai liniștit. E, parcă te plângeai că nu știi cum. Păi eu nu știu cum, dar... Bun, am mai luat unul. No problemă. Acum sunt toate checkpoint-urile așa unul lângă altul, nu pot să cred. Doamne, a, însă și ne schimbă și nouă asta, că nu mai suport skidget-ul, jur. Aici nu o să meargă, nu o să meargă, dar eu încerc. Cum ar trebui să sar aici, oaie mea? Cum ar trebui să sar e pe rampa asta? Ta. Nici nu mi-o... What is this? Hai, mă. Ok, asta e suspect. E o rampă pe care nu poți să sari. Fac pariu pe ce vrei că el nu a pățit așa. Bine, bă, băiatule, bă, în sfârșit, după 50 de ani de chin. A, să înțeleg că o rampă are boost, așa-i? Mamă, frate, nu că știu nu mă poți ce are. Păi nu poți să sar pe ele, sunt prea mici. Bă, dar te descurci, e problema ta de panda. 100% o rampă are bus și probabil că nu e asta. E problema ta de panda, eu pot doar să zic un singur lucru. Am testat până acum 3 din 5 rampe, ok. 1, deci 2... eu pot să zic doar un singur lucru, panda mandini. Asta ar putea fi sincer. Pa. Oleu. A, sau nu e nicio rampă. Mamă, deci nu pot să cred că ăsta e un singur drum și am nimerit jumate din el. Mă, ce trebuie să fac pe aici, că rampele astea... Deci nu-i pe rampe, că rampele nu te saltă. Nu pot să cred, pe și pe unde? Nu știu. Bă, mă, mă lași! Că tu erai profesionist. Ok, o să încerc și ultima rampă, că n-am ce să mai pierd acum. Deci cred că pe asta n-am încercat-o până acum. Dacă nu fix asta e corect, înnebunesc. Erai profesionist. Nu-i, mă, nici asta corect. Ba, tot ultima a fost corectă!
Mă, care șansele? Șansele sunt de 1 la 1000. Mă, cât ghinion pot să am încât să încerc 4 rampe să fie greșite și a 5-a corectă? Doamne. Să înțeleg că aici contează tubul pe care îl iei. Nu spune. Nu am cred înțeles. Așa ceva. N-am absolut nicio idee cum ar trebui să ajung acolo. Hai de viața mea. Ce n-o trebuie să fac, frate, aici? Nu cred așa ceva. Ea nu crede, deci eu acum am la tuburile alea multe. Tu când ai trecut de ele? Atunci că ai nevoie. Doamne. Bă, să încerc pe în altă parte, bă, frate. Nu pot, mamă, dar nu e nici pe aproape. Despre ce vorbim? Își pierde vite... Sau? Stai așa, că nu prea înțeleg. E prea bun pandanine de aia. Deci nici măcar la jumătatea drumului nu ajunge. Își pierde complet din viteză, nu înțeleg de ce, sincer. Fii atent că aici cred că trebuie să fac așa, mamă, bâlbi, deja nu mai pot, nebunim. A dus mandarinul, e papa acum. Nu, mă, așa nu sare nici atât de mult. Ok, deci înseamnă că un tunel te aruncă mai așa cu așa, altfel nu-mi explic, sincer. S-o să fie... Nu pot să cred nu ce crede, bă. Băi, ce ordinărie! Hai, mă, lași. Ce, ai trecut? Ce vrei să zici, că ai pățit tu ceva sau ce? Bă, de ce am pățit ceva? Deci, doamne, sper să pățești tu același lucru. Păi nu dacă ajung, stai liniștit. Îți imaginezi că nu o să zic ce am pățit, dar o să zic după. Dacă și oare chiar nu trebuie să... Nu pot să cred! Bă-s mai multe locuri din astea! A, nu zău! El îmi spune mie care eu sunt acum la checkpoint-ul ăsta dubios rău de tort. Toate checkpoint-urile sunt dubioase pe harta asta, nu știu cum înțeleg, să zic. Nu înțeleg, la cu tuburile, eu nu înțeleg ce trebuie să fac, jur. Bă, zic eu ce trebuie să faci. Să stai liniștit și așa este ultimul clip de GTA cu Tron. Bine, ultimul clip, ultima hartă. Stai un pic. O să îți iei bătaie. Mai avem o hartă după asta, băi. Adică bă, dar n-am mai jucat de mult un troll de genul ăsta. Oarecum îmi place. Oarecum mă cam enervează. Așa, am murit! Bun. Am reușit să mor! Am murit din prima acolo, nu știu cum să zic, nu știu unde n-ai murit până acum. Nu mai știu pe unde am luat-o, sincer. Ne-a dat din nou prieten tău skidget-ul. A, bun, bun, bun. Știi ce înseamnă aia, nu? Că ți-ai DNF în primul da, rând și în al doilea probabil. Rând. Da, ce vrei, asta e. Oricum o să luai DNF, adică toată lumea bă, zice bă, ajuns de mă bate coștinii la GTA... Nu pot să cred. La GTA troll l-am... Am sărit suficient de bine și mi-o sărit pe lângă platformă. Bă, dacă nu știi să te joci GTA, bă, tu vorbești serios? Zici și tu mie ce aș putea să-ți fac. Bă, da, am ghinion prea mare, sincer. Mamă, ce înseamnă numerele astea, bă? Nu aici știu ce cu numerologie, înseamnă. Bă. Aolo, deci înseamnă că nu mai ai nicio șansă. A? Ok, băi, doamne. Da, deci din nou, trebuie deci efectiv. Deci finish-ul e în fața mea, efectiv. Efectiv? Da. Păi și poți să-l iei sau nu poți să-l iei? Păi acum văd că... Eu acum am cu scooterul, nici nu știam că ne dă scooter. Ne mai dă și scooter. Păi și să înțeleg că avioanele astea, e vreo unul greșit sau ceva, sau care-i schema? Bă, hai să-ți explic, deci fii atent. Aha, am înțeles. Bun, n-am idee ce trebuie să fac nici la avioane. Perfect, problemă, ce mi-am... Bă, nu pot să cred că terminat. Bă, mi-am luat rușine. Nu pot să deci cred că aici pe rete, acolo, Doamne, e un drum care te duce până în capăt și la un moment dat te blochezi. Auzi? Eu aud dacă vorbești. Deci, e un drum care te duce până aproape în capăt și la un moment dat te blochezi și nu mai poți să te întoarci înapoi și trebuie să te respawnezi. Și în partea aia pe unde ești tu acum, sunt două zone în care cazi efectiv prin hartă. Ah, bun, bun, bun. Oricum, nu cred că am ce să fac pe aici. Păi nu știu pe unde... Da. Deci, oficial, nu mi-am luat DNF-i mult, e puțin spus, am fost umilit total. Da, bă, nu spune asta, bă, nu. Și avem a doua cursă, probabil și ultima pe care o să o jucăm vreodată, bă. Cu atât mai mult acum, sincer, îmi doresc să fie ultima după ce s-a întâmplat. Bă, să-mi iau DNF atât de urât pe ultimul episod. Hai de capul meu. A fost meciul tău. Asta de, e viața. De retragere și bă, o avut și mult noroc, dar nu cred că aia a făcut diferența, sincer. Uite-te și acum, deși 100% noroc ce s-a întâmplat acum. Mamă, vezi pe unde mergem? Da, văd și pe unde mergem. What? Deci are extrem de mult noroc, dar nu știu dacă asta face diferența, sincer. Cred că efectiv am fost eu foarte slab. A, bă, deci și nu doar că tu ai mult noroc, am eu foarte mult ghinion. Gândește-te că întotdeauna când... Uite-te, tu ai rămas pe drum. Este vorba de onoare. Tu ai rămas pe drum, pe mine m-a aruncat în apă, despre ce vorbim? Păi eu sunt prea bun. Și când e vorba de ales ceva, dacă sunt 10 din alea, eu aleg 9 greșite și numai 10-a corectă. Deci tu nu înțelegi ceva, e vorba de onoare, bă. Bă, n-ai cum, deci el are noroc de l-o lăsa pe drum direct. Ia. Mamă, frate, deci nu pot să cred că sunt la checkpoint-ul 9 din 10.
A, pe atunci e clar, dar vezi că acum cred că e un troll box sau ceva. Probabil. Cum ești deja la 9 din 10, că eu sunt la 4. Ai bubui, mamă. Deci am explodat Ferrari Lamborghini. Bă, deci m-am împins acolo și aia deja a fost suficient încât sunt depărtat atât de mult de nu mai știu pe unde e. Tu, voi vă dați seama? Doamne, exact, iartă-mă. Exact, lângă tine, mă, pale tine. A, serios, eram bine acolo? În același tip, mai mă, te-am înțeles. Păi da, dar nu te mai vedeam. Nu-i problema mea că bun. Nu mă vedeai tu. Abia acum 8 din 10. Tu ai văzut? Păi văd și eu acum, stai liniștit. Deci checkpoint-ul. Hai că l-ai văzut, dacă e ce mincinos. Ce? Mamă, păi... Eu știu mamă, pe unde se iau. Da, tu știi că tu ai jucat harta asta. Da, de 3 ori pe zi. Vai, de capul meu. Ok, trebuie să ne gândim cumva în afara cutiei. Hai, pentru că din câte am văzut eu, cutia asta e incredibil de uriașă. Auzi, bă, am treabă, dar trebuie să câștig o cursă. Hai gura. Numai că nu știu unde e checkpoint. Uite, dacă merg pe aici, de exemplu, nu cred că merg bine. Aparent, da, n-a mers bine, dar... Poate totuși... Pe aici sar în apă, bă, unde sar? Zi sincer, ai mâncat tort azi? Bă, nu. Bă, ok, nu la nivelul ăsta e. Zi dacă ai mâncat tort. Mă, te aud și pe tine, ce se întâmplă pe aici? Cine mă aude, mă? Bă, stai liniștit, mă, că pe mine nu mă aude nimeni. Problema e că nu știu pe unde e ce... A, l-am găsit. What? Ok, nu mă așteptam, sincer, să-l găsesc. Și cum l-ai găsit? Sincer? De ce suntem mincă? Nu știu dacă mai știu să mai ajung o dată pe aici. Bă, cum să nu știu, mă? Ce ok, pare, și stai că mai e unul la fel, stai liniștit. Așa-i? Vedeți, pentru că eu ți-am arătat unul la primul. Da. Dar vedeți cum face? Da, mă, mi-ai arătat, da. Ce să-mi arăți, mă? Că m-a arătat la primul checkpoint cu care e situația. Care era situația? Să mergem în față? Hai, lasă că... Hai, fă și tu ceva, că prea rămâi în urmă, văd. La primul checkpoint e la harta cealaltă, lasă că știi tu despre ce vorbesc. Ai rămas în urmă, ce faci? Știi tu despre ce vorbesc. Hai, noroi. Da, nu cred că am luat-o bine, sau? Bă, dacă tu ai ajuns de aici, aici de la checkpoint, înseamnă că aici trebuie să fie. Doamne, iartă-mi, blocajul suprem aici. Stai așa, că acum nu mai am ce să fac din zona asta, cred că. Hai că mai am ce să fac. Bă, dar unde o fi, mă, checkpoint? Puțin ghinii One Clan, dacă mă întrebați pe mine. Pe aici un perete invizibil, ceva aparent. Bă, dar e imensă harta asta, nu? Da, e, cel puțin dacă te uiți de sub ea, e uriașă, nu imensă. Ok. Ah, hai noroi. Nu pot să cred că se preface că n-o găsit checkpoint-ul, dar el e la checkpoint, bă, mă, lași. Ce l-am luat, ești paletă? Ieși, mă, de aici cu prefăcelile tale. Ce paletă e, că doar ce l-am luat, Doamne. Cum, bă, să te prefaci că ai găsit checkpoint-ul, bă, că nu l-ai găsit, adică. Ești paletin dintre ăla, tu. Că altfel nu mi-e explicat. Nu înțeleg, o iau bine sau nu iau bine? Nu prea. Mamă, unde am ajuns, ok. Hai că-ți arăt eu pe unde vrei. Bun. Checkpoint-ul ăsta e luat. Și acum finish-ul unde-i? M-am văzut acolo o gaură ce-i drept. Ia aici. Nu pot să cred. Mamă, ce... Bă, e super tare harta. Sincer, e șocant că am ajuns până la finish atât de repede. Nu mă așteptam. Bă, vrei să te și bat? Am mai ajuns într-o nouă încăpere. Te bat rău de tot. Nicio șansă. Mamă, finish-ul mai mult ca sigur o să fie de la imposibil. Ia că... Opa, opa, bă, pune frână, bă! A, deci unde-i finish-ul, mă? Știu și eu că văd și eu pe hartă unde-i finish-ul, dar nu știu cum nu, ajung la el, serios, că m-am împins în apă, tu vorbești serios? Bravo. Bă, dar în apă e bine, știi de ce? Ok. Pentru că sunt albine de apă. Deci ai văzut vreodată albine de apă? Sincer, da. Tu ai văzut? Da. Și eu, era în apă, în nota. Mă, deci mi-e greu să cred că chestiile astea sunt degeaba. N-are cum să fie degeaba chestia asta, jur. Hai, vrei să zic ceva, mă? Da, mă, vreau să-mi zici. Te pup. Pa, pa. Te pup. Pa, pa, pa. L-o lua și pe ăsta, mă? Te pup, pandiș, pa. Deci dacă îl ia și pe ăsta, nu mai zic nimic. Eu nici măcar nu l-am văzut să ia checkpoint-ul ăsta de acum. Mă, dar aici care-i schema? Se întâmplă sunt niște scheme pe aici, sincer. Măi. O situație neprevăzută, înțelegi? Adică în lege nu scrie de așa ceva. Nu, chiar înțeleg. De ce e semnul ăsta aici și asta? Stați așa, uite, ăsta micuț de aici. Bă, să-mi zici doar dacă vrei să te mai las să încerci sau... Ce reprezintă? Cum vrei tu. Bă, nu cred că e nimic pe aici pe unde încerc eu în momentul de spate, deci nu cred că mai îmi bag capul pe acolo. Dar am mai văzut eu ceva. Ce ai mai văzut, mă?
Uite pe aici, mai nu era pot să cred că e atât de simplu. Mamă, deci nu pot să cred că e atât de ușor. Bun. A, serios, am ajuns tot aici. Deci nu atât de ușor e de nu l-ai luat, a? E de ușor. Ma. Suntem în același loc cumva, ești deasupra mea, ce faci? Deci, fiate, dacă vii după mine acum, eu sunt câștigător, că eu am găsit. Da? Da, mă, da, tu ești câștigător. Îmi zici asta înainte. Numai că nu vin după tine, am și o treaba mea pe aici. Așa, mă, nu mai vine după mine, că și așa n-ai ce să vezi. În continuare nu văd checkpoint-ul oricum. Nici nu trebuie să-l vezi tu, sau, stai. Ba, da, uite la acolo, da. L-am văzut eu. Hai, deci noroi. Dacă vii după mine. Și că dacă vii după mine și stăm în același loc, bă, tu ești animal. Deci nu vii după mine, atâta zic. Deci te duci pe în altă parte tu. Nu te vă pe aici pe la mine. Să fie pe acolo, zici tu? Bă, n-auzi mă că dacă câștigi, gen, nu se pune, eu am câștigat. Ia să vedem, o sărit el pe drumul ăla. Mamă, dar e complicată rău zona asta, jur. Bun, și de pe drumul ăsta, hopa, 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 încet, ovițane. Ce crezi că faci? Bă, ce crezi că faci? Unde ești, mă, ce faci? Ce vin apoi la mine aici? Hai, nu vin apoi la tine, că pe aici e drumul oricum. A, asta e niște că e tot una din aia invizibil aici. Da, mă, da. Ia. Nu o să meargă. Bă, da, mă, chiar o mers. Bă, deci eu am câștigat. Da, mă, tu ai câștigat. Hai deci că tu ai câștigat, eu. Dacă e. Bă, nu face bă de-astea, că eu am găsit drumul. Da, mă, da, tu, gata. Ce paletă ai luat sau nu ai luat finish-ul? Da! L-au luat. Ce, tu nu l-ai luat? Nu. Îmi iau DNF și pe asta. Deci sunt prea bun. Asta Doamne, da. Ca fapt divers, eu m-am grăbit acolo, că am văzut că eram amândoi. Și ce am sărit exact pe lângă așa, finish. Așa am sărit eu prima dată. Am sărit pe lângă. Doamne. Mă, teoretic, cu puțin noroc. Ai că da. Bun, bine, bombă, bine. Bombă. Unde am ajuns, frate? Am s-a înțeles. Enervat, tare. Bombă pe al doilea DNF. Și avem ultima cursă. Șansa ta să-mi dai 3 DNF-uri ultima dată în viața ta, jur. Deci... Mai pe românește, nu ne lăsăm de GTA, o să mai jucăm GTA, dar nu o să mai facem curse. Hai, dă-te mă că am un bine, am mai un că te las pe tine pe acolo, nu-i problemă. Nu o să mai facem curse pentru că... Nu, efectiv, nu mai... Și sincer, nu din cauza că am pierdut, că am zis înainte să pierd. Da, uite că s-o și nimerit destinul, bă. Destinul lucrează, deci destinul a vrut să nu mai jucăm, asta e viața. Ideea e că știai că o să pierzi, bă, și de aia ai zis așa. Știi că destinul cred că știa că o să pierd, nu știu, panda ta. Păi și tu, cred că ai visat aseară, bă, eu o să pierd. Se poate, sincer, altfel nu-mi explic. Hai că merge mașina. Bă, ții să te anunț că mai am 2 checkpoint-uri. Ții să te anunț că sunt pe locul 1 și scrie că ești pe locul 1 cu oștinii. Nu mă interesează, eu tot te bat. Mamă, dar ce trebuie să fac aici, frate, MLE-ul? Înțelegi sau nu înțelegi, că nu prea înțeleg dacă înțelegi okay, sau nu. Ok, am luat checkpoint-ul, asta e bine. Și am ajuns într-o de zonă care... De pe asta ce vrei, mă, vrei să-ți zic? Da. Ieși, mă, de aici. Dar ce, mă, eu nu ți-am zis ție la toate cursele, mă, ba da, mă, ba da. Și hai, atunci... noroi. Bun. Tot mai sus e, mă, avem 10 checkpoint-uri, eu sunt la 5 momentan, ca pe fiecare curs, să încep primul. Bineînțeles că după aia mă duc. Nu spune că mă întoarce. Îți bați joc de bătaia de bat jocură? Nu bat joc de joc. Unde e mă checkpoint-ul mă? Că am ajuns aici. Nu l-ai luat mă? Da mă l-am luat. Nu pot să cred mama. Bă am vrut să zic. Am vrut să zic că pentru prima oară în viața am și eu noroc. Ghiși ce? Nu am noroc. Stai liniștit. Ai crezut că în gaura aia trebuia? Stai liniștit pentru că nu are cum, deci destinul nu vrea ca eu să am măcar o secundă în viața asta noroc. Deci da, din norocul ăla s-a transformat în cel mai mare ghinion posibil, aia zic. Nu-i problemă. Unde sar acum frate? Hai aruncă-mă, unde mă arunci? Ia. Hai că da, dacă e de skill o facem frate, dacă e de noroc nicio hai șansă. Hai că noroc, astea toate au fost de noroc până acum dacă e. Nu, acum chiar a fost de noroc checkpoint-ul ăsta oarecum. Adică gen am ajuns la el din prima fără să știu cum. A fost noroc, dar ghișe m-a aruncat altundeva, nu la checkpoint. M-a putut acum mașina pe un perete. Mă bucur pentru tine tata. Doamne. Unde va fi mă checkpoint-ul mă? Deci că e jos, dar nu-l văd. Mai jos. La 7 sunt momentan. Ești la 5 abia. Wow. Și nu știu pe unde umblă următorul checkpointan. Ia cu iau pe aici. Ce că e la 5 iară nu-l cred. Nu mai cred din ce cu ăstea. Dar unde e mă următorul?
Ia, cu iau direct pe aici, ca bărbații. Nu o să ajung, nu, îmi trebuie viteză. Dar nu, că nu pot să-mi iau viteză mai mare, că sunt râmpili. Uite, de aici pot numai. Oare bun. Bun, și am sărit în afară hărții. Unde m-am dus, băi? Ce mă, tu știi ce faci. Mamă, unde era să rămân, mamă. Iară puteam să am noroc, dar n-am avut noroc. Băi, șocant. Hai mă, că a fost ușor până aici. Nu mai ai noroc, ți s-a oprit norocul goștinii. Bă, eu cred că tu nu înțelegi că nu-i vorba de noroc. Hai adică... că nu-i vorba, numai jumate. Într-adevăr, e și de skill, dar jumate noroc. Da mă, da noroc, ți-am dat două DNF-uri Ferrari și cu toate că eu ți-am zis pe unde trebuia să da, mergi. Da mă, doamne, ai zis, da. Da, ți-am arătat drumul, efectiv, vai după da, mine. Dar nu, că nu a fost. Nu a fost hărți de alea la care să nu-mi dau seama pe unde trebuie să merg. A, da. Dar pur și simplu am avut ghinion de trebuie să le iau pe toate la rând. Ce dai seama pentru că ți-am zis eu. Păi și eu le-am luat mă la rând, ce ți-am zis eu că nu le-am luat la rând? Taci mă, că n-am zis eu nimic mă. Bă, taci că mereu bă, tot e linervos mă. Toată viața ai zis că eu nu sunt bun la GTA și uite ce-ți fac. Bă, ia uite. Cumva ți-am explicat, destinul lucrează. E, da mă, e la muncă destinul. Da. Cumva exact asta s-a întâmplat-a. Am dat Destiny, o să te numești. Mamă, dar sunt prea multe drumuri pe aici, frate, pe care trebuie să-l iau. Uite-n gaura asta, că mamă! Și acum eu stau, încerc toate drumurile, vine el și din prima merge exact pe unde trebuie. Nu auzi, mă, că eu mă chinui la checkpoint-ul 5 de 3 ani. Da, știu mă, unde da. Ești, păi știu eu să vii tu. Știu să intru în el, dar efectiv nu păsar prea tare. De nu, gândește-te că eu era să intru din prima acolo, dar n-am intrat. De-aia zic că am avut ghinion. În sfârșit. Mamă, pe oh. Și asta. A, acolo e checkpoint-ul, ok. Nu-mi spune. Nu-mi spune că acum e mai sus. Nu-mi spune că nu înțeleg ce trebuie să fac. What is this? Bă, ce-i bă cu harta asta? Ce-i bă cu harta asta, bă? Mamă, nu mai poți să ies de aici, tu vorbești serios? Nu pot să, cred că trebuie să mă respawnez acum. Ei, beleaua, trebuie să te respawnezi. Ai dat două DNF-uri, mai vrei să și câștigi și al treilea, a? Deci eu tot la checkpoint-ul 5 sunt, ca să înțelegi. Da, nu știu oricum dacă să te crezi sau nu. Și pe aici? Încă o uite pe aici, cred că mă. Eu la checkpoint-ul ăsta rămân toată viața. De nu-i dau de cap la harta asta de... Taolo. Deci eu să rămân la checkpoint-ul ăsta toată viața. Bun, am ajuns aici. Și teoretic după căpățâna mea ar trebui să mă duc acolo. Bun, cazi, așa, cazi peste... Bun, n-o căzut, mamă, nu pot să cred că n-o căzut. Cred că de ușor era să ajungi la checkpoint-ul ăla și mă chinuia prin altă parte. Bă, nu știu pe unde te chinuiai tu. Eu am sărit efectiv de jos. Păi de jos, da, acum sar și de jos, dar până acum eu nu săream de jos. A, bun. Eu bă, mi s-a blocat și mie mașina aia, zic. Doamne, ferește. Uitați-vă doar cum s-a blocat, deci... Doamne. Ai singură că ai avut un noroc n-ai fenomenal. Cum. Deci n-ai asta. cum să mi se blocheze așa. Ai avut un noroc de zici că ești pandarinul norocos. Atunci o să încercăm prin cealaltă parte, poate pe acolo e norocul. Ești în altă parte, mă. Mamă, de nu vine și le ia din prima pe toate. Ascultați numai la mine. Vezi că m-am dus, tată. Nu mă interesează ce da, nu fă nimic, din păcate. Hai, mă, cazi. Ok, și? N-ai fi intrat în gaură aia mașină. Da, mă, mașină. Da, aparent nu-i absolut... Nu pot să cred că s-o arunca, bă. Bă, de când e atât de slab de 20? Eu am impresia că pe unele curse, unele mașini merg mai rău. Eu nu înțeleg, jur. Nu, mă zici uită-te că bate vântul și mi-a mașina din loc, pă bune. A mea derapează, frate, nu mai pleacă de pe loc, îi vai de capul dar ei. Nu-mi pasă, mă, de-a ta, mie îmi pasă. Nici mie nu-mi pasă, mă, de tine, oricum o pierzi pe asta. Cred că o măcar, DNF să-i dau, am înțeles, o sări prea tare. Nu mai am nicio șansă să termin. Bun, am rămas direct aici. Să intru în gaură aia, efectiv. Mă, da, acolo ce greșe, se poate măcar? Da, mă, se poate, mă. Taolo, dar e greu, frate, mă. Deci trebuie să intru în gaură aia, am înțeles. Uite, bă, văd traficul pe jos. Doamne, ferește! Doamne, ferește! Băi, de 5 minute mă chinui să intru într-o amărtă de gaură care e de 15 ori mai mare decât mașina. Bun, ceva de genul ăsta. Și acum eu trebuie să intru în gaură aia. Dar unde este gaura? Că nu văd din poziția asta. Și doamne! Nu înțeleg, efectiv. Băi, că deja fierbe coștia. Zi-mă la ce checkpoint ești. Acum am trecut și eu de ăla. E beleaua. Doamne, îmi fuge camera într-un hal. Nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Prinde-o mai repede să nu ajungă prea departe.
Ok, deci aici așa trebuie făcut, dar e imposibil. Opa, opa, că am trecut. Și acum ce fac? Că-s răsturnat și nu înțeleg nimic din ce se întâmplă. Am înțeles, bun. Mai jos de atât e checkpoint-ul? Nici în first person nu pot să văd. Du-te mă de aici, că e imposibil aici. Unde e checkpoint? N-ai cum, deci n-ai cum să iei. Dacă pe acolo e drumul Iorenus la cursă, n-ai cum. O iau-te pe aici. A, dar nu, că acolo nu poți, acolo nu poți face nimic, what? Eu sincer nu mai țin minte ce mai ai tu de luat pe acolo. Bă, deci sunt într-o cameră roșie și nu știu unde e checkpoint. Mă, ăsta e singurul traseu, nu se poate să fie ăsta singurul traseu, că nebunesc. N-ai cum. E imposibil. Ia, dacă mă arunc pe aici, unde ajung? Serios, că am ajuns exact de unde am plecat, nu pot să cred. Treaba ta, mă, treaba ta. Mă-s blestemat, Costea, tu nu înțelegi ce înseamnă asta. Și de aici nu ajung absolut nicăieri. Nu pot să fac și o săritură, ceva, ca tot omul. Mamă, pe aici era, mă? Am înțeles. De ce e singura șansă? Este antenă, că cred că am găsit. Deci trebuia de pe drumul ăla din tub, efectiv să urc, nu să sar pe tuburile astea negre. Și teoretic de aici ar trebui să se poată face, nu? Dar ce zice, mă? Ar trebui să fie chiar ușor. Am înțeles, stai așa. Ok, deci nu mă pot băga în aia, dar pot să iau pe aici, sau? Nu pot să cred, atât de ușor? Doamne, atât de ușor a fost ăsta și eu mă chinuiam într-o metodă imposibilă, am înțeles? Bravo. Bun, stai așa că mai avem totuși ceva checkpoint-ane de luat. Dar nu știu de tine, dar... Nu, bă, nu. Cred că am ajuns cam bine. Hai că ai ajuns cam bine, trebuie să fie aici la mine pentru checkpoint, cum adică? Da, imediat. Hai că imediat, dacă e... Nu spune că încearcă cum încerc și o să... Ce face, mă, ăsta, mă? Unde, mă, eu sunt la start, gen, nu? La start ai fost și tu? E, păi eu nu pot să zic. A, că ai fost, stai. Nu știu exact pe unde trebuie să o iau, dar cred că sincer pe aici. Bă, dar nu reușesc să mă opresc. Dar checkpoint-ul zice... E mai jos? Stai un pic. A, checkpoint-ul e jos, mă, cred că e în afara hărții următorul checkpoint. Destul de sigur, dar... Bă, mi-e arată că e mai sus. Ei, beleaua, e mai sus? Ei, mă, ai fost de la start sau nu? Nu, mă, paletă. Ce start? Ți-am zis că e tubul negru, tubul negru, frate. Da, aici mă spawnează cu fața încolo, să fie ăsta vreun indiciu. Da, numai că aici se poate face așa. Deci cine efectiv... Nu, că am altă idee. Fii să întâlnă de nu ne folosesc acum tuburile astea negre. Stai, unde? În partea asta la altă. Dacă putem să sărim pe drumul ăla... Bă, da, o iau drept rău, așa-s bine pe direcție. Ia mă, și de aici avem săgeata aia, poate putem să urcăm pe tub, dar stai să încercăm aici altceva. Trebuie să rămâi pe drumul ăla. Ce drum? După tub. Trebuie să rămâi pe un drum, logic, dar... Pe drumul ăla care e exact după tub, zic clar, ca să știu și eu. A, mă, că zic clar, trebuie să rămâi pe drumul ăla super abrupt, care urcă Ferrari. Doamne, uite-te și tu ce greșeală fac. A, mă, frate, că pe aici se poate 100%, bun. Lejer de toamnă și acum să nu sar... Băi! Să nu sar prea tare, nu cu tine mă ești tu de aici. Acum a sărit prea încet și bate joc de mine harta, nu mai suport, jur! Deci nu poți să mașina asta arunecă de pe drum, efectiv. Eu nu m-am mai enervat la parkour în viața mea, așa jur. Ai rămas pe drumul ăla din prima? Da. Doamne ferici. De mai multe ori, dar nu știam ce trebuie să fac. Ok, hai că am rămas iară pe drumul ăla, cred că următorul e tot pe aici. Bun, urcăm frumos. Ne întoarcem, cred că o luăm exact pe același traseu să rămânem iar acolo după ăla. Stai mă, pe aici, nu pe aici, stai așa. De fapt, cred că merge și pe aici, stai așa pentru următorul checkpoint-an. Nu vreau mă să stau, n-auzi? Nu, tot trebuie să stai, stai așa, că nu e așa. Bă, sper că ați dat și pe un lichian, măcar pentru ultimul episod și ultimul checkpoint. Da mă, chiar e acolo, nu pot să cred. Ok. Bă, să putea și de jos, se mă. Putea și mai bine, așa e de jos. Da, puteai să ajungi de jos. De jos ajungi sus de tot. Da, ieși frate, mă de aici, bă, mă. Eu cred că noi n-am rămas pe același drum. Cred că suntem pe hărți diferite, altfel nu-mi explic. Gata, bă, în sfârșit, bă. Deci tu vrei să spui mie că n-ai văzut tuburile astea, astea rotunde de aici, în care puteai să te învârți în ele să ajungi? Asta am încercat, cum adică? Păi și cum adică de jos? Că tot de aici de sus. De jos de tot, de jos de unde e roșu acolo, până aici. Nu, oricum nu poți. Aia încercam să-ți explic, e imposibil. Sau tu așa ai luat-o? Nu.
Cum ai ajuns? Da, chiar ai reușit să ajungi aici? Da, da, deci prin tuburile le-am încercat eu, dar nu de jos, tot de acolo de sus. Și nu am reușit, dar nu mai contează, în sfârșit i-am dat și eu lui DNF, asta e tot ce am vrut în viață. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și noi ne revedem data viitoare și pa, pa!